Маркетингу трябва да се лесим с трешко. Пот са ажут комунитатя ку коментарии агресиви. И я пот спун да нул пуй. Са не асколти тати пласентели де пиаца. Фейна Иван, директор Digital Marketing Indigo Ogilvy, професор АСЕМ, пот са ажут комунитатя пати ку контент май калитатив дин експеренци де 10 ани де маркетинг. Eu am venit mai târziu decât colegii mei din companie. Pur și simplu vedeam că ei toți îmi arată că comentează sau au dat un like și am zis că hai să intru și eu. Marketingul ăsta e stare de spirit. Empty your mind. Nu e numai decât să fii un specialist în marketing cu diplomă ca să poți să faci marketingul ăsta, pentru că el e destul de variat, de la visual până la copywriting și mai departe de atât, și chiar și o parte din vânzare. E un state of mind. Trebuie cu asta să trăiești. Use the force. Exact cum trăiești un jurnalist în fiecare zi cu o știre sau cu un editorial pe care el vrea să obțină un premiu, nu știu, Pulitzer. Exact asta e marketing. Marketingul trebuie să-l simți și trăiești cu el. Păi, un lucru care îmi place e că se dezgheață lumea în tot ce ține de marketing. Totodată ăsta e și un mare dezavantaj. Foarte mulți dintre cei care sunt în grup judecă personal și nu profesional. Și asta tare enervează. E o problemă foarte generală. Deci când se abordează o problemă în grup, la o anumită postare, foarte mulți trec prin filtrul ăsta. Dar eu consum produsul ăsta sau nu consum? Marketingul nu-l facem pentru noi. Noi marketingul facem pentru diferite nișe. Și în cazul ăsta ar trebui să gândim pentru nișa dată. Pentru că asta consider eu că e marketingul. Când tu ai intuiții despre cine este nișa la care se adresează un video, care trebuie să-l comentăm sau să ne lăsăm niște impresii. Dar foarte mulți fac greșeala șefilor lor. Eu consum asta, eu iau o carte de vizită, eu pun mâna pe un flyer, eu fac click pe un banner. Și asta e o greșeală foarte mare. Pentru că nimeni nu face bannere pe display, pe Google Display. Nimeni nu face click pe coloana din dreapta, din Facebook. Dar toată chestia asta, la urmă, aduce rezultat. Și de fiecare dată îți primește distorsiunea dată. Că, da, eu nu consum, nici nu-mi trebuie. Și pe urmă să încep toate mesajele astea pur personale și agresive. Știi ce bine în grup? Știi ce faci și concurența? Deci tu știi ce se întâmplă pe piață, știi ce face concurentul tău, afli companii noi care există pe piață și care nu m-aș fi gândit niciodată ca au buget de marketing și în mare parte cred că ar fi mult mai bine pe grup să fie șeruite informații de genul statistici foarte mult. Pentru că asta e marketing, partea creativă care vine în marketing și partea de cifre. Și cu cât mai multe cifre o să avem despre piața noastră, deci cu atât mai bine o să fie. Ok, pe lângă compania în care eu deja mi-am bătut propriul record să lucrez mai mult de un an, deci eu n-am promovat întotdeauna, hai să spun că uite, Indigo. Deci eu întotdeauna am promovat agențiile, pentru că m-am convins după alte 14 companii în care am lucrat că, uite, agenția e pentru mine. Și o agenție de nivelul Indigo e o agenție full service, care le știe pe toate, care are persoane dedicate pentru fiecare industrie, pentru fiecare client și în mare parte ăsta e marele nostru avantaj. Și ceea ce îmi place mie în agenție e că se face mult research și se lucrează foarte mult cu statistici, din care îți dai seama pe ce fel de piață tu ești și în câte segmente împărțită piața asta și de unde poți să vină clienții pentru orice tip de business. În mare parte la agenții se apelează când tu începi să crești. Sweetheart, grow up! Pentru că atunci când începi să crești, tu nu poți să-ți crești afacerea cu 3-4 freelanceri pe diferite nișe. Pentru că ei între ei nu o să comunice, o să există un gap de comunicare foarte mare, ceea ce agenția are în permanență. Ea se apucă de toate domeniile tale și face toată chestia asta combinată. Și știi în fiecare minut, în fiecare zi, în fiecare săptămână, unde trebuie redirecționate bugetele, unde trebuie de stopat bugetele, unde trebuie de explorat mai mult ca să-ți crești vânzările până la urmă. Eu pot spun, dar nu-l pui. Să ne asculte toate plăsintele de piață. Pe mine mă supără, eu ți-am spus, eu vreau de mult să comunic. Dar nu e ok, mie nu-mi place chestia asta. Când tu nu poți fi specialist în marketing, îți vii să spui că restul canalelor nu le poți monitoriza, gestiona, vină aici. C-
aici e toată pâinea. Nu există, nu e chestia asta. Nu te respecti pe tine ca și specialist când spui că restul sunt canale foarte nu știu cum. Pentru că dacă Facebook-ul e atât de rău, și mai stai și faci video și chemi lumea la cursuri pe Facebook? Fă-le pe display. Și asta chiar e supărător și eu pe Ganța îl înțeleg destul de bine. Să aibă bugete mai mari, clienții și antreprenori și să vină la Indigo. Nu, de fapt am un mesaj pentru toți că în primul rând să facă marketing, în primul rând să-l facă și după care să vină să dea comentarii. Pentru chiar și comentariile agresive, comentariile de care până la urmă spun o glumă sau tot felul de comentarii, ele ajută. Exact cum publicitatea fie bună sau rea, deci ea de fiecare dată ajută.